Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava au desfășurat o serie de controle pe linie de sănătate și bunăstare animală, având ca prioritate prevenirea pestei rumegătoarelor mici. Până în prezent nu s-au depistat suspiciuni de peste rumegătoarelor mici în zonă. Potrivit informațiilor transmise de Agenția Națională Sanitară Veterinară și, și pentru Siguranța Alimentară, controlele s-au concentrat pe exploatațiile de ovine și caprine. Inspectorii au verificat două centre de colectare a ovinelor, o exploatație comercială și 22 de stâne din județul Suceava. Până în prezent, nu s-au depistat suspiciuni de pestă a rumegătoarelor mici în zonă. La nivel național, autoritățile anunță că focarele din județul Tulcea au fost stinse, însă șapte focare sunt încă în curs de anihilare în județul Timiș. Peste amicilor, rumegătoare este o boală virală gravă care afectează în principal oile și caprele. Simptomele includ tuse, apatie diaree și dificultăți de respirație, iar animalele bolnave refuză hrana din cauza leziunilor bucale. Virusul se poate transmite prin contact direct sau prin inhalare.